acest program vă este oferit de eMag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Conform datelor Eurostat, analizate de Ziarul Financiar, românii lucrează în medie cel mai puțin la nivelul Uniunii Europene numai 31,5 ani. Media de muncă într-o viață de om la nivelul Uniunii Europene este de 36,5 ani, conform datelor din 2022. În țările nordice se lucrează cel mai mult. Spre exemplu, în Olanda avem 42,6 ani, în Danemarca avem 41 de ani, în Estonia avem 40,3 ani, iar în Finlanda avem 39,9 ani. În Germania, cea mai puternică economie din Uniunea Europeană, se lucrează în medie 39,4 ani, iar în Franța, a doua economie a Europei, avem numai 36,6 ani. Burghezia franceză încă rezistă. La capătul clasamentului, Bulgaria lucrează 33,6 ani, Italienii 32,2 ani, iar în final vin românii, adică noi, cu numai 31,5 ani. Putem spune că noi, când ieșim la pensie, olandezii mai au încă 10 ani de muncă. Noi avem niște probleme structurale majore în privința muncii. Prea mulți oameni ies la pensie prea devreme, după numai 25 de ani, și ei vorbim de sistemul judecătoresc, de poliție, de servicii, de cine știe câte alte profesii. Care sunt ascunse în alte categorii speciale. Problema este că nimeni, și aici mă refer la cei din clasa politică, pentru că îi fac legile, nimeni nu vrea să corecteze aceste anomalii, cum să ieși la pensie după numai 25 de ani de muncă, chiar și după 30 de ani de muncă. Cu toții am vrea să atingem salariile din țările occidentale, cu toții vrem să avem infrastructura, spitale și curățenia de acolo. Dar cum să avem toate aceste lucruri dacă noi muncim cel mai puțin? Pentru a recupera decalajele economice, a trebuit să muncim mai mult decât media Uniunii Europene, dar noi, în schimb, muncim mai puțin cu 5 ani decât media Europei. Și ne mai punem problema de ce avem salarii mai mici și pensii mai mici, cu excepția celor care ies la pensie după mai 25 de ani de muncă. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.